L'ha fermato, io ho fatto. No, vedo la gesta di În total, 5 apartamente au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au evacuat 16 familii chiar în ajunul Crăciunului. Nu știu, am fost sunat pe telefon că arde garsoniera tatălui socru, așa că nici eu nu știu mai multe detalii. Dacă aș avea mai multe detalii, v-aș da, dar nu știu, încă nu știu nimic. Văd că momentan aici garsoniera pe partea asta, unui socru meu, momentan e ok. Partea cealaltă văd că e un pic mai rău. Dar au fost răniți, erau în casă? Nu știu nimic ce să vă spun. Dacă aș ști mai multe, vă spune. Cu tata socru nu e aici, e plecat la țară. Bă, că în momentan nu știu nimic. El m-a sunat că l-au sunat vecinii. Eu eram plecat din localitate și acum am apărut să văd ce e. Și nu ne lasă să intrăm, nu știm nimic. Este plecat la țară, dar Da. Și nu era nimeni în garsonieră. Nu era. Garsonieră nu era nimeni. Cei care nu erau acasă au fost sunați de vecini să vină să-și mai salveze din bunuri. Nu știu, frate, eu fusei la țară, veni și văzui fum pe aici, nu știu. Dar locuiți în apropiere? Eu uite aici lucrez, uite aici jos. Și locuința dumneavoastră afectată? Deocamdată nu știu, că nu intră în casă, că mi-e frică. Așteptați Crăciunul și... Așteptarea în Crăciunul și așteptarea în pănaiba. Dar nu aveți pe nimeni în casă? Nu, că îi scosei afară repede. Ați venit ajutat să scoateți bumurile? La un prieten să vedem ce face, nu e nimic. Cum e înăuntru? Nu știu, n-am făcut acolo, Nu știu nimic. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale pentru a stinge vâlvătaia. Am intervenit pentru stingerea incendiului cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o autoplatformă de lucru la înălțimi. Incendiul a fost localizat în limitele găsite în aproximativ 10 minute și în prezent lucrăm pentru lichidarea lui. Persoane nu au fost, au fost evacuate 3 persoane într-un din apartamente de la etajul 1. Incendiul se propaga cu violență spre celelalte apartamente învecinate. Necesitatea hidranților pentru alimentarea autospecialelor a fost realizată conform planului de intervenție. Deocamdată cauzele nu sunt stabilite și se lucrează la stabilirea lor. Toate cele 5 familii afectate de foc și de apă au plecat de sărbători la rude sau prieteni și urmează să-și refacă acoperișul și tavanul locuințelor.